Bună ziua! Doamna Sofia! Sunteți sărbătorită astăzi, a? Sărbătoriți ziua de naștere. Da. Așa, uitați-vă că cu această ocazie, surprize la ușa ta din depărtare. A venit dumneavoastră cu surpriză și evident o să vă pun întrebarea. Da. Și de la cine? Din departare. Și din departare, eu știu, nu știu, din departe sunteți, nu cunosc și gata. Nu, cine poate să-ți fac surpriza? Cine credeți că v-a trimis, da? Această surpriză. Hai, spune că ai mulți hotare, înșepe, de la un capăt. Din Italia, din Franța, și mărcăuți. Haideți să începem... partea asta, să spunem... Gărgenești, nepoți, din nepoți, din nepoți. Nepoți, ai. Strănepoți, ai. Înșepi de la strănepoți. Din la băți. Nu, strănepoți unde? Strănepoți la Italia. Nicu. Strănepoți, Mihăiță. Mihăiță, Andrușă și... Așa, e smuț la dumneavoastră. Înseamnă că trebuie să stăm mai bine. Și Marie, fetiță. Avem ceva treabă, da? Ca să stăm aici, ca să-i numim pe toți. Ei, este. Și apoi nepoța, Vita, Tania. Așa. O să vă ajutăm noi. Deci surpriza vine din partea nepoatelor dumneavoastră, Tatiana și Victoria. Care vă spune la mulți ani, da? Pentru cea mai bună bunică, care la sigur au alergat prin ograda bunicii, da? Au făcut șotii, au rămas amintiri frumoase și astăzi... vin să vă spună la mulți ani, prin intermediul nostru, multă sănătate, să vă vadă sănătoasă, ca când să vă deschidă poarta și ușa casei, ca să aibă cine le-a întâlnit. Așa, avem această cutiuță, foarte cingașă cu flori, pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Așa! Și torta, da, cu inițialele pentru cea mai bună bunică. Mulțumesc! Așa, acum o să vă las să le spuneți nepoatelor, da? Câteva cuvinte. Ce le spuneți dumneavoastră? Mulțumesc frumos și ei sănătoasă și ei cuminți să trăiască mulți ani. Și le aștept acasă. Și aștept acasă să vie acasă. Așa, cea mai de preț și mai mare dorință. Așa, doamna Sofia, venim și noi cu sincer la mulți ani. Multă sănătate să aveți și așa, să dea Dumnezeu cât mai curând să-i adunați pe toți acasă, împrejurul mesei de sărbătoare. La mulți ani! Mulțumesc!